Este o vreme superbă astăzi. Nu este de mânecă scurtă. Sunt cam 18-19 grade, dar este soare și asta compensează. Și asta e cea mai bună vreme de luat buruiana. Când vin deja peste 23-25 de grade, deja nu-ți mai vine să stai în soare, să iei buruiana, dar acum zici că cauți soarele și e așa de fain. Așa că, haideți să vă arăt ce am de făcut. Am aici usturoiul și acolo în capăt este ceapa și este foarte înfrunzit, mai ales aici, aproape de porci. Așa că mă apuc frumos, frumos și iau buruiana, căci căutăm soarele când este puțin răcoare. Și ce vreme mai bună de a lua buruiana decât acum? Aici este un trandafir de dulceață pe care sper să îl înmulțesc. Iar aici este un nou copăcel care crește din acesta, adică este un nou nuc. Așa că mă apuc eu, așa, încet, încet, să smulg cât pot astăzi, cât pot mâine, cât pot poimâine și să las usturoiul ăsta curat. Cred că până va fi gata. Deci asta e a doua oară când începem să luăm buruiana la usturoi. Și până la sfârșitul lui iulie, când va fi gata, cred că o vom mai lua încă de două ori. Iar ultima oară o vom lua chiar atunci când îl vom recolta. Așa că numai bine să crească el mare și frumos, că buruiana se ia. E ca o meditație și e fain. Te conectezi cu natura. Noi aici lângă usturoi avem albinuțele. Așa că e muzică pe gratis. Voi da drumul la un podcast imediat. Este un podcast foarte fain, abia urcat pe Fain și Simplu. Se numește, cred că, podcastul pe care ar trebui să-l asculte orice părinte. Și e foarte, foarte educativ. Și încă nu am apucat să-l termin. Așa că cu siguranță îl voi termina. Porcii așteaptă buruiana, deja m-au auzit și îmi zic, hai deodată, dă-ne-o nouă, te așteptăm! Dar ei trebuie să aștepte puțin, că sunt mulți, sunt 5 și trebuie să le duc la toți egal. Da, așa că spor la treabă și vouă, orice ați face astăzi. Foarte interesant, printre buruieni am găsit și un mic copăcel, l-am smuls din greșeală, un mic nuc care a ieșit dintr-o nucă. Deci n-a venit din rădăcina nucului mare din spate, a ieșit din această nucă frumoasă. Și uite ce rădăcină frumoasă face. Așa că asta e. L-am smuls. Dar e foarte, foarte interesant să vezi cum dintr-o nucă iese un astfel de copăcel. E foarte interesantă natura. Aici întotdeauna cad nuci din nucul acesta bătrân și pe multe nu le vedem și rămân pe sol. Și ele și fac treaba, dacă nu sunt luate de păsări. Se vede clar unde am intrat și am luat iarba și unde nu. Am aici 1, 2, 3, 4 rânduri curățate frumos, iar dincolo e plin de iarbă. Aici, la început, pe acest rând, nu am pus tocătură, nu știu de ce. Când am pus tăcătura, n-am ajuns cu ea până aici și s-a luat foarte, foarte greu buruiana. Începând de aici,
este tocătură de lemn pe sol și se smulge foarte, foarte ușor, așa că ce a fost mai greu a trecut. Continui cât pot.